Salutare tuturor, astăzi o să fac un haul Pepco. Nu am luat prea multe lucrușoare cum se ia la hauluri, dar totuși am zis să vă arăt ce mi-a cumpărat fix acum de la Pepco. Deci să începem. Primul lucrușor este acesta. Este o pastă corectoare pentru școală. Da, cred că o să fie bună. N-am văzut la colegii mei astfel de pastă corectoare. Cum vedeți, de la Pepco. Scrie și pe ea. Și da, să trecem la următoare. Mi-am luat când nu aveam deloc, deci chiar deloc, lipiciuri solide. Nu mai aveam. Și mi-am luat. Nu mai exista unul la Pepco și doar trei. Și mi-am luat. Cred că o să fie bune. Zic eu, sper că să nu alunece greu și să alunece perfect. Așa. Ce mai am aici? O ascuțitoare foarte mică și drăguță în același timp. Regicorica. Pepco. Mai bine că pe ea nu scrie Pepco. Este verde. Și sper să ascultă bine. Oh, am aici foarte multe creionașe, 5. Nu au fost scumpe. Sunt 5 culori. Albastru, verde, galben, roșu și mov. Dar ele scriu normal, ca un creion normal. Au și gume colorate. Ce mai am eu pe aici? Penultimul. Avem niște gumițe super, dar chiar super cute. Uitați, avem un ponei. Aceasta este guma mea preferată, poneiul. O inimioară. Cu o inimioară mică, albastru și un curcubeu cu un oricior de desubt. Și ultima este mine. Plastelină. Eu vreau să o testăm. Haideți să o desfacem. Cred că de aici se desface ea. Da, de aici. Dar are un scotch. Nu contează, scotchul nu învinge de data asta. Eu rog. Deci avem 4 culori. Avem roz. Sunt destul de mari. Portocaliu, roșu, galben și verde. Și au câte o formă. Hai să începem cu verde. Sper că să fiu noi. Uitați-le. Mă duc să aduc o foarfec. O metodă mai simplă. Simplu și rapid. Cu un pix. Miroase foarte bine. Sper să fie moale. Mamă, dar e chiar foarte moale. Ca un slime. Și se pun degetele ca un slime. Dar nu prea vă sugerez să faceți chestia asta, deoarece o să vă intre un unghi. Dacă vedeți. O să vă intre plastelina. Cum mie mi-a intrat deja. Deci nu credeam că o să fie atât de moale. Trecem la următoarea culoare. Și chiar este destul de multă. Haideți să facem și forma papagalului. Vedeți papagalul? O să mai depășesc, dar nu contează. Dă și papagalul nostru. Așa. Acum chiar să o băgăm. La loc. Aici a fost un papagal. Mai departe avem culoarea galbenă.
sunt zile de la fel. Băgăm pixul. Gata. E la fel de mare. Sper că și la fel de mare. Normal. Deci îmi place super mult. Nu mai am avut așa plasterine cu multă plasterină. Mai am avut la felul așa. Da, le-am luat de parcă de la Jumbo. Sau mai țin minte de unde. Și tot așa cutia o aveau de mare. Dar era plasterina atâta. Adică era atâta plasterină. Și m-am dezamăgit un pic, dar a fost bună. Dar acum, cred că asta va fi și mai bună. Acum să facem... Deci toate sunt papagali, nu? A, nu. Doar astea două sunt papagali. După aceea să vedeți ce urmează. Așa. Așa papagalul. Trecem la următorul. Nu mai fac formele, doar vi le arăt plastelina și atât. Roșu. Deci, nu mai o scot, fiindcă nu vreau să... Uitați, deci așa arată, e toată la fel. Forma aici avem un... Să-mi scrieți în comentarii dacă vă dați seama ce este. Habar nu am. Și roz avem un ursuleț. Nu știu de ce mă grăbesc. Uzi la fel de mare. Deci cam atât a fost cu videoclipul și cu hoiul de azi. Astea au fost cumpărăturile care eu le-am luat. Așa. Deci, acesta a fost videoclipul. Să nu uitați să dați un like, un share pe Facebook și să subscribe la canalul meu de YouTube și să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu toate videoclipurile mele. Pa!